Bună seara, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Școala Gorjeană. Așa cum am anunțat și cum arată și titlul emisiunii de astă seară, domnul Pompiliu Ciolacu este în studioul nostru și îi spunem bun venit la această emisiune. Bine v-am găsit și o seară plăcută tuturor telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Mă bucur, nu sunt pentru prima dată, mă simt bine la dumneavoastră câte ori vin și sperăm ca și telespectatorii să bucure de ceea ce, sau cu ceea ce vom vorbi noi astăzi. Da. Mulțumim pentru că sunteți prezent aici. Să precizăm telespectatorilor care încă nu știu că dumneavoastră sunteți directorul Palatului Copiilor din Târgu Jiu. În același timp, așa cum am spus noi acolo, dascăl și artist, dacă partea de dascăl este clară, cea de artist o să o vedem și cu siguranță mulți din Târgu Jiu, mulți din Gorjeni știu acest lucru, dar o să o vedem poate și mai pregnat în această seară, pentru că chiar zilele acestea ați lansat o nouă expoziție dedicată artei lemnului, dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu, pentru că este o zi, o seară specială. Era normal de Dragobete să chemăm un specialist în tradiții, obiceiuri, etnologie, toate la un loc, etnografie, da, toate cele... E adevărat, s-a nimerit o zi benefică, zic eu, pentru că e și sărbătoarea asta a românilor, de Dragobete, care pentru români era o zi foarte importantă. Din păcate, în ultimul timp a mai scăzut, zic eu, interesul pentru această zi extraordinară și tradițională a poporului român. Mai mult au îmbrățișat o parte din ei această zi de Sfântul Valentin, care de fapt nu are nimic comun cu noi. De multe ori chiar istoria acestui Sfântul Valentin a fost cumva pierdută, ca să zic așa, pentru că, după câte am citit eu în cărțile de etnologie și de religie, acest Sfânt Valentin de fapt era undeva, a trăit undeva în Italia, într-un oraș Terni, care el a făcut a legat un băiat și o fată, un creștin de un păgân. Și de aceea i-a rămas de practic lui că este, cum să vă spun, Sfântul Iubirii, ca să zic așa. La noi izvorește din dragostea tinerilor al poporului nostru. În concepția multor etnologi spune că Dragobete de fapt ar fi dragă băiete, ceva de genul, adică dragul meu băiat, cum ar veni. Și în această zi, sau dacă vreți înainte cu o zi de a fi Dragobetele, fiecare fată își punea în minte să viseze un băiat cu care ar fi vrut ea oarecum să se împrietenească și mai târziu să facă o familie adevărată. Era o sărbătoare frumoasă unde tinerii dădeau primele flori, ca să zic așa, ale primăverii fetelor, mergeau la horă în sat, se bucurau de această zi minunată. E adevărat, este o zi frumoasă și instituția noastră an de an a avut diferite acțiuni, spectacole cu ocazia acestei sărbători tradiționale. Chiar și astăzi am avut un spectacol la Clubul Copiilor de la Rovinari și probabil că suntem o instituție care de fapt ar trebui, și așa și facem, sunt convins de acest lucru, păstrăm arta, tradiția populară atât în domeniul folclorului cât și în domeniul meșteșugurilor tradiționale. Și asta s-a văzut prin ceea ce am putut da noi la marile emisiuni ale marilor emisiuni la nivel de țară, copii care au bucurat nu numai profesorii care îi conduc pe acești copii, dar și orașul și județul nostru, pentru că noi am avut foarte mulți copii la toate emisiunile și n-aș vrea să numesc acum televiziune, pentru că se știe, așa, am avut copii și avem copii de un real talent cu care ne mândrim și ne bucurăm. Bănuiesc că acești copii au ieșit din mâna unor profesori care sunt competenți, așa cum îi consider eu pe colegii mei de la Palatul Copiilor. Sunt niște oameni care pun suflet, oameni care nu vin cu ora sau cu ceasul că trebuie să plecăm că am terminat programul și care stau și peste program, pentru că dacă ați observat toate spectacolele pe care le-a susținut Palatul Copiilor, au fost de un ridicat nivel calitativ. Și ca să pot să omogenizez, de exemplu, o formație de dansuri populare sau o formație de muzică, de dans modern, dans modern,
Păi trebuie să faci exerciții foarte, foarte multe pentru a fi omogen în pas, în timp, în ridicarea pasului și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri pe care aparent spui, bă, da, puteam să fac și eu. Nu e așa, e oarecum greu, dar atunci când plăcerea și pasiunea este mare, trecem și peste sănătatea noastră și peste timpul nostru și peste faptul că avem și greutăți pe acasă și ne dedicăm, ca să zic așa, acestor acțiuni, pentru că noi, de fapt, trăim prin aceste spectacole pe care le văd atâția oameni și sunt convins că se bucură de fiecare dată. Eu nu spun că suntem unitate perfectă, pentru că probabil că nu există niciun perfect, dar o unitate perfectă, mai sunt și mici neajunsuri, mai sunt poate unele nemulțumiri, poate ale unor părinți care ar dori să facă ceva copiilor sau și-ar fi închipuit altceva că ar vrea să facă copilul, dar una peste alta încercăm ca să îndeplinim toate doleanțele părinților, ale bunicilor chiar, pentru că vreau să spun, sunt foarte mulți bunici care vin cu copiii, pentru că părinții fiind la serviciu, vă dați seama că nu. Noi am încercat să le oferim oarecum anumite condiții, în sensul că le-am amenajat niște bănci care să stea comozi atât timp cât nepoții sau copiii sunt la orele de curs. Deși suntem un oraș mic, vreau să vă spun că instituția noastră acoperă aproape toate specializările sau specialitățile pe care ar vrea să le facă un copil. Și vă dați seama că avem 23 de activități, adică 23 de clase. La rândul lor, aceste clase pot să se dubleze prin faptul că avem dreptul, prin regulamentul de organizare și funcționare al palatelor și cluburilor copiilor, în norma de 9 grupe, să facem și 3 grupe în alt domeniu, dacă avem specializare sau se pricep. Deci iată că noi încercăm să acoperim bine tot ce doleanțele. Exact, da. Doleanțele tuturor părinților. E foarte greu atunci când avem spectacole de referință, le spun eu, în sensul că sunt vreo 3-4 spectacole la nivel de an școlar și aceeași vrea să anunț deschiderea anului școlar, spectacolul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, spectacolul cu ocazia zilei 2 martie și spectacolul cu ocazia zilei de 1 iunie. Aici noi nu ne mai... Vedeți, toți copiii ar vrea să vină pe scenă, toți părinții ar vrea să-și vadă copiii și... Aici nu mai putem să facem rabat pentru că acesta este obrazul instituției și vrem să avem calitate, dacă vreți, și ceea ce e mai bun să vină pe scenă. Dar, adică pe scenă urcă doar cei mai buni din cei buni, cei mai buni care sunt acolo. Da. Dar, ca să revenim la ceilalți copii care intră pe scenă, pentru că noi avem și spectacole de interior, în sensul că în cadrul palatului avem o sală amenajată oarecum pentru mici spectacole, de genul Eminescu sau 24 februarie sau de genul ăsta, încât copiii pot să recite, să cânte și așa mai departe, și cei care sunt mai puțin talentați, pentru că știți cum e, una e să vrei și una e să poți. Adică sunt specialități, de exemplu, la muzică ușoară. La muzică ușoară, oricât ai vrea, dacă nu Dumnezeu nu ți-a dat glas, poți să fie profesorul cel mai tare de pe planetă. Deci nu poate să-ți dea ție glasul. Deci el poate doar oricum să te șlefuiască, să spună anumite lucruri, pe ce drum trebuie să iei, dar dacă voce nu ai, la Dumnezeu... Deci nu... poate fi dorință și muncă, dar trebuie exact, să mai fie și altceva. Exact, exact. Dar, cum să vă spun, având în vedere că instituția noastră, de fapt, nu este o instituție de performanță. Practic, noi suntem acei care încercăm să adunăm, dacă vreți, nu numai din școli, dar și de pe stradă copii care ar putea oarecum să pășească pe alte căi, care nu le-ar putea aduce satisfacții când vor crește. Noi suntem aceia care le dăruim, dacă vreți, dragostea noastră, sufletul nostru și noi încercăm să îi șlefuim în ceea ce Dumnezeu le-a dat, oarecum. Cred că mai faceți ceva, cultivați talentele dacă ele există. Și, atenție, într-un timp liber, luați din acel timp liber cam mult la nivelul copiilor și care poate fi folosit și în alte direcții mai puțin plăcute. Exact. Deci ajutați extrem de mult părinții, da, și cu acest, da, lucru, că exact, vin la cer, exact, cu tare. Acum, cum să vă spun, acum, probabil ca o glumă să o luați. Sunt părinți care vin cu copii de 2 ani. Adică, și de multe ori am spus, oameni buni, dar noi nu suntem creșe. Deci... Oricum, noi cam de la 4 ani jumate, 5 ani, cât de cât, adică copilul să poată să înțeleagă orice lucru pe care profesorul îl spune. Dar una peste alta, să știți că am numerit și copii de 3 ani jumate care au un talent deosebit și
ne-am bucurat că părinții îi aduc de la vârstă foarte, foarte fragedă. Este un lucru minunat și chiar ne bucurăm că suntem căutați. Și vreau să vă spun că în ultimii ani, poate chiar 10 aș putea de ani, dacă acum 10-15 ani, la deschiderea anului școlar, veneau 2-3 părinți, poate nu ne vizita niciun, cum să vă spun, nicio personalitate. De când am ieșit cu spectacole în stradă, și când zic în stradă să nu vă gândiți, deci organizate pe scena din centrul orașului, vreau să vă spun că avem câte 1000-2000 de spectatori și ne bucurăm din tot sufletul. Până mai acum vreo 2-3 ani reușisem oarecum prin anumite sponsorizări să aducem la spectacolele noastre și câte un nume de referință, și vreo 4 ani la rând am adus pe Mihai Constantinescu, care este cântărețul copiilor, ca să zic așa, sau cel puțin pe vremea noastră. Cred că era. Era, dar cred și acum, să știți că melodiile lui... Cei mici, da, cântă melodiile, dar îl cunosc mai puțin. Îl cunosc mai puțin și chiar asta spunea și el, că în ultimul timp nu prea mai mediatizat. Deși în ultimele 2 luni am văzut că și el și Adrian Daminescu sunt mai des aduși în fața telespectatorului, și nu este un lucru rău, pentru că ei de fapt ne-au mângâiat copilăria noastră și ar putea oricând să o mângâie și pe a copilor noștri, pentru că muzica lor a fost frumoasă și plăcută. Oricum, melodiile acestora și mai ales ale lui Mihai Constantinescu rămân în continuare în momentul când cântă, când cântă O lume minunată, deci vreau să vă spun că parcă știu și copiii de 2 ani această melodie. E frumoasă, e ritmată, e normal să fie. Da. Da, am mers practic pe nesimțite spre activitatea de manager, apropo de dascălul, da, și artistul Pompiliu Ciolacu. Vă știe o lume întreagă, vă știe Gorjul, spuneam că o lume întreagă, pentru că Palatul și dumneavoastră, dar prin instituția pe care o conduceți, s-a impus și la nivel național cu acele premii obținute, cu acele concurs la care participați în număr mare la nivel... Aveți o panoplie așa de rezultate în ultimii ani, da, care face cinste și Palatului, și Gorjului, și oamenilor care lucrează în subordinea, da, dumneavoastră, uite, la poate Palatul. Sper să nu plictisim telespectatorii, dar noi am avut și la nivel internațional, în ultimul timp v-am spus... A fost mai greu cu sponsorizările, e greu să găsești un sponsor să-ți asigure drumul până în Germania, să zic așa, dar vreo 3-4 ediții am fost la un festival internațional pentru copii, Prikindelul, la Nürnberg. Și vreau să spun că acolo, să știți că au fost oameni de valoare în juriu, era un festival de muzică ușoară pentru copii și erau... cum să vă spun, oameni de vază, n-aș vrea să dau nume acum, și acolo am câștigat de nenumărate ore locul întâi la acest festival internațional, pentru că veneau și nu numai din România, deși au fost foarte mulți și din România, dar au fost și din Cehia, din Ungaria, din Polonia copii, și copiii noștri s-au prezentat la nivel foarte înalt. Deci vă spun, da, iată și o recunoaștere internațională. Da. Spuneam telespectatorilor la începutul acestei emisiuni că vom vorbi mult astăseară despre artistul Pompiliu Ciolacu și dumneavoastră aveți, parcă aveți o marcă înregistrată, Muzeul de Cruci, știe toată lumea de momentul cine e în spatele acelui muzeu. În același timp ați făcut o expoziție zilele acestea foarte interesantă. Mărturisesc că eu astăzi am văzut și eu mai atent. Și ce este mai, apropo de arta lemnului, de civilizația lemnului, cred că această artă ne definește pe noi ca români. Da, aceea suntem sus, pot să spun, și cu mândrie spun acest lucru. De fapt, eu prin expoziția asta am vrut să mă întorc cumva în timp, încât să vadă și alții care ar trebui să vadă ceea ce ar trebui să facă și nu se mai face. Deci, practic, am observat în ultimul timp că profesorii de la anumite instituții de cultură care predau sculptură sau altceva, nu mai contează, deja au ieșit din șablonul artei tradiționale. Au început florările, au început frunzele de stejar, au început ghinda, au început cerbii pe ăsta. Ei, nu zice nimeni să nu facem și ceva nou, dar să păstrăm rădăcina. Și este foarte important acest lucru, pentru că dacă ați văzut astăzi la expoziție, marea majoritate a obiectelor pe care le am
sunt doar ornamentale, adică nu sunt utilitare. Adică nu poți, de exemplu, cu lingurile acelea nu poți să mănânci. Ar fi să și vedem imagini și să vorbim direct cu ele. O să luăm pe colegii din regie să dea drumul. Ei, dar imagine. Eu am păstrat modelistica. Dintele de lup, romboida la brâncușeană, rozeta, floarea în șase colțuri, ia uitați acolo. Și, de fapt, a fost in memoriam Constantin Brâncuș, pentru că am pornit din arta populară, pasărea măiastră de unde a plecat Brâncuș. O să vedeți foarte multe linguri care reprezintă o pasăre în diferite moduri și în diferite concepțiuni de sculptură. Și vreau să știe și spectatorii că în momentul când țăranul român, acesta sunt niște furși de tors, care acelea cu aripioare sunt din zona Gorjului, dar și interferența dintre mărginimea Sibiului și Gorj, pentru că noi am luat mult de la Gorj și aceea simplă este de Hunedoara. Dar modelistica seamănă, pentru că la toate județele care se interferează, Doljul cu Gorjul, Gorjul cu Mehedințiu și așa mai departe, sunt anumite obiecte care au trecut dintr-un județ în altul, prin căsătorii, prin obiceiurile pe care le-au adus și ei aici și așa mai departe. Deci întotdeauna o să vedeți la granița între județe ceva asemănător între cele două județe, da. Deci acolo a fost moarte, nu știu, păcat că nu e mai aproape luat expoziția, dar o să vedeți acolo. Avem și detalii, da. Da. Deci orice obiect pe care îl făcea țăranul român avea o poveste. Deci nu arunca modelele așa la voia întâmplării, doar să fie aspectoare. Acolo sunt niște icoane de vatră și niște cruciurițe, eu știu să vă zic așa, cu îngerași pe ei. Aceste icoane, această icoană, după cum vedeți, e o icoană cu două cruci, reprezintă, mi se pare, pe Sfântul Gheorghe, dacă nu mă înșel, de aici. Așa, și de fapt este icoana, dacă vreți, tradițională a Gorjului. Da, să spunem că noi vedem pe monitor și monitorul este la distanță, telespectatorii vor mai de aproape. Da, probabil, da, așa, și mă bucur dacă da. Da, și aș vrea să le spun doar două cuvinte despre această icoană de vatră. Era pus, de ce îi spune de vatră? În primul rând, că multă lume mă întreabă, dar de ce îi spune de vatră? Pentru că era pusă chiar lângă vatra focului acolo, unde era hornul care făcea legătura cu exterior și nu putea fi închis niciodată. Și în concepția țăranului român, ca să apere casa de forțele răului, care ar fi putut intra pe horn, era ca o pavăză, ca o stopare a acestor forțe ale răului. Și de asta, acolo e un triptic de vatră, iară icoane de vatră, acolo cu Sfântul Dimitrie, care este și la Mănăstirea Tismana, și Maica cu pruncul, iar la fel este și acestea se găsesc din ce în ce mai greu prin casele foarte de greu, odinioară. Foarte greu. Eu vreau să spun că în cercetările pe care le-am făcut eu aproape 40 de ani, de-abia am făcut rost de una, o icoană de vatră foarte veche, de pe la 1750, și țin la ea ca la ochii din cap. Revenind la aceste linguri și pe care le-ați văzut dumneavoastră, vă spuneam că au o poveste. În ce sens? În expoziție am o lingură foarte mare în care sunt două păsări spate în spate, ceea ce însemnează că aceste păsări sunt supărate, familia, deci soțul cu soția sunt supărate. Sub ele există acolo o funie care ține, practic funia reprezintă a te ține strâns de familie. După funie urmează rozeta sau floarea în șase colțuri, care reprezintă soarele, lumina și viața. Deci dăinuiește viața până la urmă. Altă, aici am pe Sfântul Ilie, tot într-o icoană de vatră. Așa, în cealaltă lingură, tot de mărime foarte mare, există două păsări față în față. Și aceste păsări, practic, dau să mănânce puiilor mâncare. Ceea ce însemnează că unitatea familiei a revenit, iară funia care ține strâns familia, înțelegeți? Iar floarea în șase colțuri care prinde. Acolo sunt niște cruci, în mijloc este o cruce de pomenire pentru Brâncuș, așa, și e o icoană de vatră lungă cu două, de fapt, tablouri, și la mijloc, dacă vedeți dumneavoastră, este un cerc cu o cruce. Acolo este cercul, este soarele sau pâinea, dacă vreți, crucea sau fereastra, care dăinuie spre eternitate. Deci viața va dura peste timp. Da, extrem de multe semnificații și am revenit în studio, da. Dar
O să-i rog pe colegii mei să mai reia aceste imagini. Da, o să mai vorbim după, de asta da. Vă spun, așa. Deci, oricum noi putem vorbi în continuare. De asta vreau să vă spun că eu am plecat practic de la pasărea măiastră și de la lupul dacic. Ați văzut că sunt câteva linguri și cu lupul dacic. Lupul dacic are eternitatea poporului român și tot la fel lupul dacic este, are în gură funia care îl ține strâns de floarea șase colțuri, care ține lumina, viața și așa mai departe. Deci iată că orice obiect pe care îl făceau țăranii nu era așa aruncat de aiurea și avea o semnificație, dacă vreți, sau ceva de suflet al țăranului care făcea acea lucrare. Acum, eu nu am multe tipuri, pentru că acolo țăranul român făcea și, ca să vedeți și neastră, totuși în concepția lui, plăcerea că atunci când se așează la masă, când mănâncă un caș, să fie frumos. Făceau prese de caș cu modele, cu floarea în șase colțuri, le puneau între două lemne sculptate, ca să zic așa, și peste ele o piatră. A doua zi, când lua cașul, era cu model pe el și îl punea la masă. Deci simțeau nevoia să aibă și plăcere de a privi și a mânca obiectul pe care, de fapt, mâncarea pe care, de fapt, tot ei o făceau în casă. Sunt multe povești, sunt multe lucruri frumoase, de asta vă spun că etnologia sau etnografia sau arta tradițională este foarte, foarte frumoasă și e păcat. Așa cum spuneam în multe emisiuni, Gorjul încă mai e lada de zestre a României, în care mai găsim câte ceva, pentru că sunt județe care aproape că s-au pierdut. Și iară vreau să repet și să ne mândrim cu acest lucru, Gorjul are cea mai mare varietate de modele de costume populare din România. Deci era o modă, dacă vreți, sau un obicei, ca fetele care lucrau costumele populare, în ziua de Paști, când se îmbrăca toate fetele în costume noi, de-abia atunci vedea modelul cealaltă vecină sau așa mai departe, pentru că era ținut în ascuns, ca ea să aibă cel mai frumos costum. Bineînțeles că toate se uitau una la alta. Nu putea să le rămână în minte tot modelul, dar un segment din model îl ținea minte cu ceea ce mai crea și ea și uite așa, an de an, varietatea asta de modelistică extraordinară, pentru că vreau să vă spun că fetele care lucrau costume se inspirau și din modelele sculptate de oameni, de bărbați, pardon. Și bărbații la rândul lor chiar se inspirau din modelele pe care le vedea pe costumul popular. Deci era practic o încrucișare de modele cu încă ce puteau să creeze ei. Vă dați seama ce varietate mare de costume populare și ce varietate de modele de sculptură apăreau în timp. Vorbiți de Gorjul, latră de zestre, mai este încă. Din punct de vedere turistic, apropo de arta lemnului, de partea aceasta de creație, sunt destul de puține. Deci dacă, să zicem, vrea cineva să vină în Gorj, să vadă, poate găsi o expoziție ocazională, practic, a dumneavoastră, și poate merge la acel muzeu de cruci. Da. Încolo, puțin, mai poate găsi ceva? Da, puțin, dați voie să vă contrazic puțin, pentru că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale respectă toți oamenii care sunt lucrați în domeniul, domnul director Ion Cepoi, am avut grijă ca marile comune ale județului să aibă un mini muzeu, dacă vreți, sau o colecție muzeală cu obiceiurile și tradițiile din zona respectivă. Și acum eu v-aș da, de exemplu, la Blagnița de Sus, la Albeni, la Bărbătești, la Turburea, la Țânțăreni. Deci puteți găsi un mini-muzeu, mergeți ori la primărie, pentru că... Aici ajungem la o problemă. Deci cu siguranță munca dumneavoastră, a celor care s-au ocupat de asta, există. Bănuiesc că există, da, și spațiul respectiv, greu de ajuns la el, din nefericire. Da, câteodată este greu, dar vreau să vă spun că cam de 10 ani de zile Centrul Județean pentru Conservare duce o muncă titanică de a descoperi noi meșteri populari, creatori populari și de a păstra oarecum nealterat pentru cei care vor veni după noi arta și tradiția populară. Având în vedere că prea puțini în ziua de azi mai lucrează lucru de mână, adică costume populare, sau prea puțin meșteri populare mai sunt. De 10 ani, iar la fel, facem o tabără de cercetare etnofolclorică, am luat-o pe zone și am constatat că stăm extraordinar de rău. Ce se mai poate continua în arta populară este doar în zona de sub munte.
Restul a cam pierit, adică mai găsești câte un meșter la 80, la 90 de ani, dar n-are niciun continuator, n-are cine să ducă meșteșugul mai departe în momentul când el va muri, va muri și meșteșugul din zona respectivă. De aceea, Centrul Județean a tras un semnal de alarmă și trage în continuare și a vorbit cu primarii, pentru că și primările au un rol foarte important acolo de a găsi metodele lor încât cel care, bătrânul care încă mai lucrează, să aibă un continuator să poată să ducă acest meșteșug mai departe. Din păcate, anumite, și acum revenim după 20 de minute, la Muzeul Crucilor. Din păcate, în afară de Muzeul Crucilor, ba nu din păcate, din fericire, pot să vă spun că în partea de sud a Gorjului avem practic niște muzee în aer liber. Adică în comunele Groșerea, Aninoasa, Turburea, Țânțăreni, Izvoarele, Ionești, deci partea, aproape toată partea de sud, găsim la fântâni, pe marginea drumului, de regulă pe partea dreaptă, cruci de pomenire, de iertarea păcatelor, de jurământ, de hotar, se găsesc și cruci de hotar, care delimitau hotarul comunei și așa mai departe. Extraordinar de frumos pictate, naiv, simplist, cu mesaje clare și așa mai departe. Deci, iar Muzeul Crucilor, și acum încep cu mulțumirile, pentru că e normal să încep cu mulțumirile, și vreau să-l mulțumesc domnului primar Mazilu și domnului viceprimar Iulius Călina, care s-au ocupat în continuare de acest muzeu și nu l-au lăsat în paragine. În toamna aceasta vreau să vă spun că am scos toate crucile din pământ, le-am făcut la toate postament de beton cu prindere așa încât să nu mai stea în pământ să putrezească. Și le-am aliniat așa cum trebuie, o parte din ele sunt extraordinar de frumoase, mai ales că am avut 2 ani de zile o tabără de pictură cu copiii și nu numai copiii, și cu maturi acolo. Am încercat să restaurăm ceea ce nu se mai putea vedea pe cruce, pentru că sunt de o frumusețe nemaipomenită, simpliste, zici, mă, dar astea au fost făcute de niște copii. Oamenii lucrează cu sufletul, ei nu au făcut studii de proporții, de în desen sau ceva, și fac așa cum văd ei și cum simt ei, știți? Și bineînțeles că au zugrăvit școala, în interior acum avem 2 secțiuni, secțiunea exterioară unde ați văzut-o și dumneavoastră, secțiunea interioară unde are 2 camere. În prima cameră este, am expus tot ceea ce însemnează cruce, formă de cruce, mesaj de cruce, și în următoarea sală, sala de clasă propriu-zisă cum ar veni, este un circuit care pleacă de când decedează persoana, trece peste puntea Suspinelor, unde se spală sufletul peste apă, unde găsești cruci de trecere, pe urmă vin crucile de pomenire, crucile de jurământ și așa mai departe. Interesant ar fi aceste cruci de jurământ, care mă întreabă mult, domnule, de ce îi spune de jurământ? Pentru că foarte mulți oameni în viața lor au mințit și n-au spus adevărul și au jurat strâmb de multe ori, și ca să ierte Dumnezeu păcatele pe care le-a făcut pe pământ, aceste cruci de jurământ sunt puse încât să îl ierte pe acest... Da, foarte interesant. Da. Nu, de ce vă întrebam acest lucru? Da, cel care vine, turistul simplu care vine în Gorj, nu are norocul să-l întâlnească pe Pompiliu Ciolacu sau pe câțiva care se pricep și știu că la Groșerea și peste altă parte se găsesc da, anumite da, lucruri. Da, da. Și atunci cel mult îl poate îndemna cineva să meargă pe lângă ce vizitează el la Târgu Jiu, să zicem tezaurul Brâncuș din aer liber, da, da. Îl îndeamnă așa spre Muzeul de Crucilor, pentru că deja s-a împământenit ideea. Exact. Dar puțin știu, și chiar la nivelul gorjenilor, târgujienilor, da, să meargă în zona respectivă, decât cei din zonă. E păcat că nu e mediatizat acest muzeu, și când spun că e păcat, cel puțin școlile și liceele din zonă ar putea, măcar în săptămâna altfel, să meargă în vizită cu copiii, să le explice la copii ceea ce este, pentru că oricum e afișat acolo și un număr de telefon al directorului Centrului Cultural de la Târgu Cărbunești, care oricând, în 7 minute, este acolo, dacă este nevoie, și poate să explice foarte bine celor care vizitează acest muzeu. Iată, suntem în preajma, da, peste mai puțin de 2 luni, avem săptămâna, da, altfel, ar fi o păcat. Idee deci pentru profesori, unic, și mai ales că suntem la școala gorjeană, da, pentru profesori și elevi, să meargă să viziteze, da, acest muzeu. E ceva unic, și vreau să vă spun că toți etnologii, etnografii, dacă vreți, sunt extraordinar de impresionați, au venit și de la Sibiu, au venit și de la Muzeul Traian Român, au venit la Centrul Național al Patrimoniului de la București,
Nu mai vorbesc de doamna Elize Stan și oameni de cultură care au venit și au rămas foarte impresionați de așa. Și atunci, dacă totuși am plecat, noi nu preconizam că o să fie un muzeu unic. Eu mi-am dorit ca să nu pierdem aceste cruci, să le ducem într-un mod organizat undeva, știți? Și că, pentru că acum au început cruci de marmură, de nebunii, de nu știu ce, și ceea ce a fost cândva tradiție nu se mai face. Și atunci am zis, dom'le, e păcat să nu vadă și cei care vin după noi ce artă adevărată și ce suflet puneau oamenii care confecționau aceste cruci. Pentru că acești oameni care confecționau cruci erau denumiți cruceri. Așa era, așa. Ba mai mult, știți că e după nume și renume, am întâlnit undeva în Stoina și țin minte că așa acum, când am mers la el acasă, la acest om care făcea cruci, și îl chema chiar Crucerul. Așa era numele lui, cum mă cheamă pe mine Ciolacu, era Crucerul. Și a zis așa, zice, doamne, am 78 de ani, am început să plângă, n-aș fi crezut niciodată că cineva vine de la cultură să se intereseze de ceea ce fac eu de o viață și nimeni nu m-a băgat în seamă. Pentru noi a fost un lucru extraordinar de suflet și i-am promis că o să mai trecem și i-am spus să continue, că ceea ce face este extraordinar, că ceea ce face el este unic în felul său și continuă. Nu știu, acum, anul ăsta n-am fost, sper să mai trăiască, dar era un om cu un suflet mare, așa cum sunt toți țăranii noștri care, cum să o spun, au o bunătate nemaipomenită. Pentru că de asta am ajuns și cu nivelul ăsta de concepțiune al artei tradiționale, de modelistică, pentru că au trăit cu sufletul ei. Înțelegeți? Și tot ce făceau, făceau din suflet. Și găseau să se bucure în simplitate. Deci pentru fiecare lucru, cât de mic, era o anumită bucurie. Da, acum îmi pare rău că noi am mai făcut un muzeu al costumului popular gorjenesc și ideea a fost a mea să-l ducem la Tismana. Din păcate, văd că diriguitorii care conduc acest oraș l-au cam dat la spate și e păcat, pentru că acolo este munca unor colegi de la Centrul de Creație a domnului Cepoi. Avem vreo 60 de costume și din acele 60, și pe vremea aceea era altcineva primar, domnul Buzianu a adus și dânsul un costum sau două, restul eu, domnul Dădălău, și ne-am dus, unele le-am plătit noi, le-am cumpărat noi, altele au fost donate și nici până în ziua de astăzi, de vreo 3 ani de zile stă într-o construcție aiurea, nu știu ce fac acolo, că noi am zis că locația e cea mai potrivită, pentru că acolo a fost cel mai mare centru de confecționare a costumelor populare, nu numai din Gorj, exact, din România, chiar și acum. Că pentru că meșterii au mai rămas și bătrâni și mai lucrează, vin cântăreți de muzică populară, vin dansatori să facă comandă, să le facă costume populare din zonele lor respective. Și am zis că acolo ar fi cel mai bun loc. Acum nu știu ce se întâmplă, dar eu, dacă vă spun cu mâna pe inimă, dacă se continuă în ritmul ăsta, am să propun așa să se mute locația, pentru că e păcat să nu fie vizitat, mai ales că Tismana este un oraș care este căutat prin mănăstirea Tismana. Deci turiștii trec și e păcat să nu vadă, pentru că acolo este, iar avem atâtea modele de costume populare, nu niciunul. Am plecat de fapt de la Dimia, care era odată, înțelegeți? De acolo am plecat practic și până am ajuns în zilele noastre, deci a fost o porțiune, pentru că și în costumul popular a fost o revoluție. Deci dacă până acum 100 de ani sau 80 de ani, 100 de ani, erau costume pânza țesută în război deasă, ei, după aceea când a apărut marchizetul a fost ceva modern, ceva era mai fin, se mai vedea și piciorul oarecum la cea care purta costumul. Deci atunci a fost o revoluție, dacă vreți, ceva nou în costumul popular existent până atunci. Și avem costume, v-am spus, e păcat, marame, nu mai vorbesc,
E păcat să nu fie văzute de oameni, mai ales că acolo e cu totul altceva față de Muzeul Crucilor. Hai să zicem că la Muzeul Crucilor până la primărie sunt vreo 6 km. Aceea e peste drum de... Da, ar putea delega pe cineva, știu, sau da, știu, anunțați un telefon, din... sunați la și imediat cineva vine și vă explică. Până mai acum 2 ani am înțeles că era o doamnă aici la pensie care într-adevăr deja se obișnuise, deja știa despre ce-i vorba, a mai colaborat cu dânsa, i-a mai explicat și noi ce trebuie să spună, ce a mai învățat și dânsa, era totuși un ghid destul de bun. Dar acum văd că este închis muzeul și îmi pare rău și poate mă aude și domnul primar și poate ia măsurile necesare, pentru că e păcat de acest muzeu, că și ăsta este unic în felul lui, dacă vreți, prin modelistica de costume populare. Da, și fac parte, așa cum vorbeam de Muzeul Crucilor, vorbim de Muzeul Costumelor Populare, vorbim de aceste creații în lemn pe care încă se mai găsesc, da, prin gori și în unele case. Încă se mai găsesc, case, să știți. Fac parte din tradițiile Gorjului, din exact originalitatea acestui exact județ, exact, și cu el am putea ieși în față. Vă spuneam, toată lumea vorbește prin perspectiva turismului, în care s-ar putea face... Dar nu numai prin turism, pur și simplu, având în vedere și renumele Gorjului, pentru că, să mă ierte Dumnezeu, deci Gorjul a fost, din punct de vedere al tradiției, a fost printre primele județe ca valoare, și Maramureșul și ăsta, Bucovina, cam ăsta ar fi așa... Se pot face, nu, eu vreau să vă spun și din punctul de vedere practic, pentru că mergem la obiective mari din România, de la Bran și nu știu unde să mai zic, la, da, Sinaia și peste tot, în care sunt pentru chiciuri, se vând pe bani grei. Știu. O ie de aceea făcută nu de mână. Pe sau nailon, ceva, că așa era odată, dacă vreți, sau pe perdea, erau perdelele acelea pătrate, mari, femeilor le convenea pentru că vedeau și ele mai bine că erau orificiile mai mari. Da. Deci, da. Dar se vând cu sume foarte mari. Ce ar da fi să, și dacă oamenii au descoperit, cei care vin de afară și care, mai ales că au posibilități financiare, dar sunt și români, da, în da, situația da asta, ar cumpăra, ar putea și valorifica aceste costume. Ce ar însemna izmana să poată lucra încă o dată cum lucra... Ar fi minunat, ar fi extraordinar. Și-ar găsi, da, sunt convins. S-ar găsi și comer. Dar din păcate am uitat aceste lucruri. Aveți un mare merit în această direcție, că încercați să țineți aceste lucruri. Și dumneavoastră și instituția pe care... care o reprezentați și centrul de creație, că dumneavoastră da, sunteți da, și la centrul da, de da, creație. Da. Deci aveți un rol foarte important în această direcție. Vă achitați de el, cel puțin la nivel județean. Din păcate, la nivelul primărilor, deși ați dat și exemple pozitive, sunt probleme mari. Da, nu sunt prea probleme. Se găsesc... Bine, acum știți cum e. E câte un primar care de la Copita Vacii la Ștampila primăriei, apropo de tradiții, un dar singur nu pas. Știu, dar eu nu dau... mă bag în chestiile astea, totuși de nu regulă înțeleg, ar nu trebui da ca directori ai caselor de cultură, ai căminelor culturale, să fie cât de cât oameni care cât de cât au mai știut despre arta populară. Adică nu pui pe oricine director de cămin cultural, pentru că deja dacă pui pe un om care nu e special deloc sau de nicio culoare, ca să vorbesc un cuvânt așa, arta autentică nu o să vezi niciodată, aia e clară. O spun ca să nu o spuneți dumneavoastră sau nu știu dacă știți, dar mulți dintre ei sunt ori lipitori de afișe, ori responsabilul cu echipa de fotbal, ori cea mai bună ruda primarului. Deci m-ați băgat într-un segment care nu vreau să mă bag, pentru că eu n-am făcut niciodată politică, nici nu fac. Politica mea e cultura, politica mea e educația și asta va fi, pentru că la 60 de ani ai mei eu nu mai am nevoie să fac politică sau așa mai departe. Dar vreau să vă spun că am găsit și destui primari care au recepționat așa da cum trebuie corect acest, și vreau să vă spun că primărița de la Țânțăreni, așa cum spun ăștia că e de 100 de ani așa, este o femeie foarte înțelegătoare, foarte deschisă. Vreau să spun că ne-a dat doi oameni. Și cred că profesor la bază. Nu știu sau să vă spun, s-ar putea să fie așa, dar așa știu, e o doamnă extraordinară. De o viață primar, de care asta ne-a dus prin toate colțurile și satele comunei Țânțăreni. Și eu îi mulțumesc pe această cale. Am dat și noi, ne-am permis să dăm câte o sugestie la muzeul lui Eminescu acolo, a făcut puțin cam amestecătură între popular și Eminescu, ar trebui delimitat clar, Eminescu nu trebuie pus cu altceva decât cu ceea ce trebuie să pună, cu literatură, poezie și așa mai departe, nu altceva. Dar probabil și am înțeles că asta ar fi cauza din lipsă de spațiu, oarecum până găsesc un spațiu adecvat, am mai lăsat și partea asta de
război de țesut, costumă populară și așa mai departe. Dar eu am spus, nu le văd bine astea cu Eminescu aici. Eminescu are colțul lui unic, nu se amestecă cu nimeni, deci să ne înțelegem. Haideți să ne întoarcem pe... Vreau să... Da. Am o dorință ca înainte cu un minut de a termina emisiunea, pentru că, așa cum spuneau, e dragobetele, vreau să recit niște versuri, să le dedic tuturor doamnelor și domnișoarelor din județul nostru. Cu siguranță, dar până atunci aș vrea să vorbim... Deci am vorbit de managerul, am vorbit de omul de cultură, de artist, de toate aceste lucruri. Haideți să mai vorbim puțin de dascălul Pompiliu Ciolacu, pentru că... Știți, apropo de cei de la Palatul Copiilor, aveți o misiune mai dificilă decât alte cadre didactice. Și vă spun de ce. Pe lângă faptul, deci dumneavoastră, copiii vin la dumneavoastră din plăcere. Îi țineți prin ce faceți. Nu sunt obligați să vină la școală sau că iau o absență cum se face în învățământul normal. Ba mai mult, acești copii de multe ori își ia zborul pe diverse domenii. Asta am vrut totdeauna să înțeleg. Cum faceți acest lucru ca acești copii să rămână și poate ar trebui să înțeleagă și celălalt domeniu al învățământului, deci învățământul clasic, cum reușiți să țineți copiii la aceste chestii? Nu e ușor, pentru că dacă la școală mai poți să ridici puțin tonul să zic că de ce n-ai învățat, aici dacă l-ai ridicat, ai pierdut copilul. Pentru că dacă la școală vine obligat, că n-are ce să facă, aici vine dintr-o plăcere. Și dacă nu-i oferă acea plăcere, încă să se simtă bine el, să se recreeze, dacă vreți, el pleacă. Și atunci găsim metode. V-am spus prin faptul că mi-a plăcut întotdeauna să recit, de altfel, cum spuneați dumneavoastră, că artistul. Da, eu am vrut să mă fac actor, dar n-a vrut tata să mă lase și nu m-am mai făcut. Dar nu m-am depărtat niciodată de această meserie pentru că mi-a plăcut. Da, noi ne purtăm extraordinar copiii, dacă n-au chef și mulți, așa cum spuneam, știau că recit și zicea, domnul profesor, ne recitați o poezie. Dar cum să nu? Pentru că trebuie să-i aduci într-un cadru ambiental, liniștit, încât să le placă. Nu e ușor ceea ce fac eu cu ei, pentru că nu pot să încep, să zicem, sculptură cu copii de clasa 1, 2, 3. N-au nici puterea necesară și s-ar putea tăia oricând, cu Dalta și așa mai departe. Dar fac alte lucruri, de exemplu, un desen primat, să confecționeze un pristolnic, să facă o cruce, să deseneze închis, să vadă, după care îi pun pe coală de hârtie să facă modele. Înțelegi? Până le învață. După aceea le transpunem pe lemn și așa mai departe și de regulă noi întrebăm copiii în fiecare an, la anul, ce ați mai vrea să facem? Pentru că avem posibilitatea asta, noi facem o programă în funcție de doleanțele părinților și ale copiilor. Deci nu e o planificare cum aveți dumneavoastră, dar noi practic planificarea se face săptămânal, pentru că noi avem 9 grupe și fiecare grupă vine doar o singură dată și la fiecare grupă trebuie să-i predai același lucru săptămâna asta, știți? De genul ăsta. Dar poate să fie o temă pe 3 săptămâni, pentru că nu poți să termine o lucrare doar într-o zi. Deci nu, dacă te apuci de un căuc sau o furcă de tor sau o casetă sau mai știu eu, orice, așa, deci prima dată e finisare, după aceea desenul, după aceea sculptura, după aceea patina și așa mai departe. Deci sunt multe etape din astea. Dar prin modul cum ne comportăm cu ei, de multe ori și vreau să vă spun că mă bucur că profesorii noștri au înțeles și acest lucru. De multe ori vin copiii, să zicem, sunt unele cercuri tehnice, spune, domnule, n-am înțeles la engleză cu tare. Și profesorul de la noi spune, păi uite, așa, așa, așa trebuie să faci. Sau franceză, sau ce vreți, fizică, chimie, matematică, orice. Noi ajutăm și în partea asta. Și este un lucru bun, pentru că în primul rând vine și la oră, se face și ora și se duce și pregătit la școală. Înțelegeți? Sunt mai multe lucruri. Deci găsim metode de a-i atrage, de a le place, să nu meargă pe stradă, să găsească alte locuri încât le-ar putea perechita, dacă vezi, și viața și viitorul lor. Ei, ce mai este bine, pentru că am reușit și ministerul văd că continuă și foarte bine ce continuă, prin faptul că după ce se termină fazele județene, pentru că sunt concursuri la nivel de județ, adică Palatul Copiilor, să zicem, are cercul de etnologie, mai are Motru cercul de, eu știu, desen sau așa, pentru că e o fază județeană, artă plastică și populară. Cei care ocupă locul întâi, deci participă la concursurile naționale și internaționale din țară. Și acest lucru este gratuit.
deci ministerul, eu, de exemplu, ca instituție, când am o invitație de la județul, din județul Brașov, să zicem, județul Brașov asigură casă și masă, eu asigur drumul. Știți? Când eu organizez, eu asigur casă și masă și cei care vin le asigură drumul de unde vin. Și cum faceți asta? Deci găsiți sponsorizări? Nu, deci sunt bani pe care, de exemplu, noi facem proiecte pentru Festivalul Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale pe fir de baladă. Și ăsta este calendarul național al activităților extrașcolare. Și ministerul spune, doamne, ăsta este cel mai mare festival din România. Și așa și este, pentru că anul ăsta va fi a 40-a ediție, iată, 40 de ani neîntrerupți al acestui festival. Și ne mândrim cu acest lucru și avem mai multe, și de muzică ușoară, și de dans modern, și de protecția mediului, și radiogonimetrie. Avem foarte, foarte multe concursuri și festivaluri naționale pe care le organizăm noi. Ei, noi asigurăm aceste deplasări ale copiilor, ei nu plătesc nimic. Ei doar să aibă, dacă au bani de buzunar, să-și iau un suc sau mai știu eu ce. Dar este un lucru extraordinar, pentru că rămân și cu ceva. Poate că ei n-au avut posibilitatea să vadă, să zicem, un oraș, și prin intermediul nostru îl văd. Este un lucru extraordinar. Suntem pe final de emisiune, vă lăsăm să faceți și ce am promis. Înainte vă citesc 1, 2, sunt vreo 5 mesaje, vă citesc 2 sau 3 dintre ele. Unul dintre ele, felicitări domnule Ciolacu pentru tot ce faceți la Palatul Copiilor și unde mai aveți dumneavoastră activități. Îi mulțumesc, telespectatorilor. Cineva vă întreabă, apropo de muzeul de la Cărbunești, dacă n-ar fi fost mai bine să fie mai aproape de Târgu Jiu sau să se găsească cumva într-un program turistic să-l descopere mai multă lume? Vreau să vă spun că este trecut în harta județului cu semnul de muzeu, deci unde o să vedeți noile hărți pe care le-a făcut Centrul Județean pentru Conservare și Promovare cu toate muzeele, eu știu, și tot ceea ce înseamnă de turism, este trecut acolo. Acolo l-am făcut la Măceșe pentru că acolo am găsit o locație, o școală părăsită, așa cum sunt foarte multe școli și păcat că nu le dau altă destinație primarii, pentru că e păcat să dărâme în văzul lor. Și acolo am găsit, și lângă școală, lipită aproape, este o biserică și am putut să fac legătura directă dintre biserică, crucea și legătura cu Dumnezeu. Asta a fost. Cineva spune, ce bine ar fi dacă ar fi mai mulți oameni ca Pompiliu Ciolacu. Eu le mulțumesc, dar vreau să vă spun că e foarte greu atâta timp cât tot ceea ce am făcut noi aproape n-a costat nimic. A fost ceva din suflet și ca o glumă, dacă îmi permiteți, dacă m-ar fi filmat cineva câte cruci am cărat eu în spate ca să le aduc în muzeul ăla, aș fi putut oricând să fiu Iisus care cară crucea și destinul lui e crucea. Am făcut-o din plăcere, am făcut-o dintr-o pasiune, am făcut-o, cum să vă spun, pentru că așa m-au învățat profesorii mei în facultate și aceeași vreau să amintesc doi oameni care mi-au rămas la suflet. Este vorba de domnul Gheorghe Pavelescu, care a fost elevul lui Lucian Blaga, și iar eu am fost studentul lui preferat. A murit, dar sunt mândru că l-am avut profesor și mi-a spus multe, multe lucruri, cum să faci când mergi într-o cercetare și așa mai departe, și domnul Ilie Moise, care este un om extraordinar și de vreo 7-8 ani este și președintele juriului Festivalului Național pe fir de baladă. Cu siguranță ar mai fi multe de spus, acum vă lăsăm să facem finalul emisiunii. Da, numai câteva versuri, deci tuturor doamnelor, domnișoarelor din județul Gorj. E prea puțin să pot mărturisi dacă ai pleca și nu te-aș mai găsi. Dar ca să afli totul nu e greu. Ascultă-mă cu sufletul mereu, lăsându-mă să cred că nu mai vrei să te desprinzi cumva din ochii mei și ai să înțelegi ce frig s-ar întâmpla dacă ai fugi și nu te-aș mai afla. A fost Pompiliu Ciolacu, directorul Palatului Copiilor Târgu Jiu, dascălul și artistul, cum am vrut noi în această seară, am reușit puțin, erau multe de spus, dar cu siguranță o să mai reluăm aceste lucruri și să continuăm într-o altă... Da, am să mai vin cu plăcere, pentru că prin emisiunile dumneavoastră și prin alte emisiuni și la alte posturi de televiziune încerc să îl fac pe oameni să înțeleagă că nu trebuie să ne depărtăm de rădăcină, că trebuie să ne păstrăm tradițiile, pentru că fără ele suntem niște oameni morți și ar fi păcat, nu numai că suntem oameni morți,
ca să le uităm, pentru că sunt atât de frumoase și atât de valoroase. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune, vă mulțumim pentru această seară. Și eu, dragi telespectatori, cum spuneam, a fost Pompiliu Ciolacu, directorul Palatului Copiilor. Mulțumim pentru atenție, la revedere!